Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru în Cartea Psalmilor și avem astăzi subtitlul Înțelepciune pentru o viață neprihenită. Știm că psalmii au fost compuși de oameni inspirați. Ei au avut o relație cu Dumnezeu care reflectă povestea trăită a răscumpărării lor și mai ales aceea a Mântuitorului nostru și acelor lucruri care El a trebuit să treacă prin ele au fost descrise de acești autori. Relația lor a fost unul la unul cu Dumnezeu, situațiile au fost generale pentru orice viață și ele sunt speranță și putere în situațiile dificile ale vieții. Centrul mesajului lor este legea și mântuirea. De aceea, ele sunt centrale în timpul Serviciului Divin și ele vor fi cântarea noastră, cântarea mântuirii personale pentru timp și veșnicie. Titlul este Înțelepciune pentru o viață trăită neprienire. Psalmul 119 este acel psalm care ne dă aceste indicii cum să ajungem la înțelepciune. El pune acea întrebare, cum poate un tânăr să-și ducă calea sau viața în neprienire? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum? Și aici avem cele două lucruri care sunt necesare. Centrul tuturor învățătorilor este legea și mărturiile. Și mărturia este și mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. E cuvântul lui Dumnezeu. Legea e acel lucru care este neschimbabil și mărturiile sunt acel lucru pe care trebuie să le dezvoltăm slușim, adică să le înțelegem ca să poată să devină active în viața noastră. Psalmul 119 a jucat un rol din copilărie în viața mea, pentru că atunci când făceam închiderea sabatului, sâmbătă seara, ne puteam alege câte un text din Psalmul 119 și noi fiind interesați de bea, deja de atunci și eu fiind interesat în înțelepciune și cred că fiecare este interesat să fie înțelept, Aveam acest text 100, dar ca să citesc, să vedem contextul, citesc de la versetul 98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățate decât toți învățătorii mei. Acum, ce fantastic, nu? No? Să fii mai învățat decât învățătorii tăi. Mă gândesc căci mă gândesc la învățăturile tale. Și practic am învățat de la tine. Am mai multă pricepere decât bătrânii. Și aceasta e o comparație, nu? Vârsta, tu devii mai mai înțelept. Eu însă acum, eram noi copii mici, ne plăcea textul ăsta 100, am mai multă pricepere decât bătrânii. Nu că-ți place să te compari în firea pământească, căci păzesc poruncile tale. Deci, există ceva care ne face înțelepți. Și nu cred că există ceva care să fie mai profund decât legea și mărturia. Dar cum ajung aceste lucruri în spiritul omului? Am încercat deja data trecută să explic aceasta un pic, și pentru că sunt întotdeauna interesat să nu pierdem privirea de ansamblu. Mai trecem o dată prin ele, ca apoi să revenim la Psalmul 119 și la cele informații care dau Spiritului nostru, dau vieții noastre înțelepciune ca să trăim o viață neprienită. Dumnezeu a creat în Hristos răscumpărarea. El a distrus acea viață veche a lui Adam, din care nu mai putea să iasă nimic bun. Și prin înviere a creat o viață nouă, pe al doilea Adam. Și această viață ne-o poate oferi tuturor, ca apoi noi, prin credință, să intrăm și să beneficiem de această viață veșnică. Pentru ca să ne vedem eroarea și autoamăgirea în inima noastră, care este ideea că sunt Dumnezeu, Dumnezeu folosește legea ca să ne-o descopere. Pentru că știm, legea este acela care ne duce la Hristos. Trebuie să renunțăm voluntar la această eroare atunci când o vedem. Și fără lege, nu avem cum să vedem. Și foarte clar este, dintr-o autoamăgire, nu poate să iasă înțelepciune. Tot ce l face pe om să nu fie iubitor, să se gândească doar la Sine este irațional. Din înțelepciune, nimic rău nu se poate face. De aceea, orice om care rămâne în firea păcătoasă, rămâne neînțelept. El poate învățat de învățăturile mari ale acestor, acestui viac, să zic așa, dar tot nu este înțelept, pentru că nu duce o viață neprihenită. De-abia neprihănirea lui Hristos ne face înțelepți. De aceea trebuie să răstignim, să punem pe altar mielul, acea fire păcătoasă și să ne naștem din nou știind că suntem copii al lui Dumnezeu. Și apoi, într-o cooperare zilnică cu Dumnezeu, să conștientizăm faptul că încă există eroare și apoi să o înlocuim pas cu pas, până când nu mai rămâne mic din eroarea aceea în inima noastră. Pentru această cooperare cu Dumnezeu sunt necesare câteva cunoștințe, care fără ele nu avem cum să cooperăm cu Dumnezeu. Trebuie să cunoaștem legea vieții. Trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu, caracterul său de iubire, de dreptate. O cunoaștere a Ființei Umane, a Ființei noastre însuși. Trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. E una din astea cele mai ar, că nu ne vedem cum suntem. De aceea este bine când Dumnezeu ne aduce și ne arată decăderea inimii noastre. Trebuie să ne cunoaștem slăbiciunile. Trebuie să știm unde suntem vulnerabili. Unde firea mă poate conduce la o nevoie care o am, dar mi-o duce să mi-o împlinesc undeva unde ea nu găsește împlinire. Deci avem nevoie de o cunoștință de noi înșine. Adică avem nevoie de o glindă în care să ne vedem și să ne putem verifica cum zicea David în psalmul 51 cercetează-mă tu, Doamne, și vezi dacă sunt pe calea cea bună. Adică fă clar, ajută-mă, nu trebuie el să mă cerceteze, în sensul că el trebuie să știe ceva, ci cercetarea lui trebuie să mă facă pe mine să mă văd ca să mă cunosc și să mă, să mă conduc bine. Pentru că înțelepciunea este o viață în care gândești în avans, în care faci lucruri chipzuite, gândite dinainte. Nu este un impuls. Nu este o iuțime. Putem fi repede în judecată, dar când facem ceva, o facem pentru că am chipzuit acel lucru dinainte. Dar nu avem cum să facem aceasta fără să ne cunoaștem pe noi înșine. Și atunci ar trebui să, trebuie să și cunoaștem problema pe care o avem din naștere, firea păcătoasă, și să cunoaștem soluția pe care Dumnezeu a creat-o pentru om ca noi să o putem aplica. Deci sunt câteva cunoștințe fundamentale, necesare pentru a deveni o ființă care are înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că înțelepciunea și neprienirea nu sunt separabile. Cine e neprienit este înțelept și cine este înțelept este neprienit. Nu merge altfel. Scritorii psalmilor cunosc legea pe Dumnezeu, natura omului pe însă și calea de ieșire din problema interioară născută. Poți păcătui doar împotriva lui Dumnezeu, am văzut, pentru că el este legitorul. David era foarte clar în aceasta. Prin urmare, numai el poate judeca și executa judecata sa. Și Dumnezeu este justificat prin judecata sa dreaptă față de păcătos. Și atunci când îl condamnă pe păcătos, pentru care spins Mântuirea și atunci când îl mântuiește pe păcătos, pentru că a primit prin credință viața nouă. Sau a preluat prin credință viața nouă. Deci, Dumnezeu va fi justificat prin judecata sa dreaptă asupra celor pe care îi mântuiește și asupra celor acelui păcătos care va fi condamnat. Sau acelui care. Că amândoi sunt păcătoși, amândoi pleacă din aceeași, să zic așa, start, unul ajunge însă la mântuire și celălalt nu. Depinde de el cum aplică, cum ia adevărul care îi se pune în față sau îl respinge. Atunci ei aveau o cunoaștere clară a ființei omului. David știa, eu sunt născut, nu cum trebuie. Am o problemă din naștere, ceea ce noi astăzi. Nu știm și cei care văd că aveau, au anumite probleme, nu vor să vadă că o au de la nașterea lor. De aceea, cunoașterea omului care are un trup și un spirit e hotărător. Să știm că legătura dintre cele două e sufletul și că în spiritul omului se dă lupta, nu în trup. Și atunci am văzut data trecută și trec doar așa ca să Ține minte privirea de ansamblu, noi preluăm informația printr-un proces de evaluare. Asta înseamnă că avem o antecameră înainte ca să intrăm sau înainte să luăm informația să intră. Deci în acea antecameră, așa zis, în acel antreu, trebuie să judecăm. Preluăm informația sau nu preluăm? Și de aceea ne trebuie un proces de evaluare corect unitatea de măsură corectă, legea. Ea este baza evaluarelor informației furnizate. Și când prin încredere ne, bă, ne, punem în, pe această lege și pe datătorul ei, atunci cuvântul lui pot să mănânci din toți copacii, o unuia, ne este clar, introducem informația, mâncăm din toți pomii, avem alegeri, da și nu, milioane, toate sunt libere și niciuna nu ne poate face bonafii. Cine hotărăște dacă informația din antecameră e preluată sau nu? Și aceasta este identitatea. Cine sunt eu? Am mai folosit portarul sau butonul de pornire. Deci, cel care privește informația, care intră în eu că trebuie să o perceapă cumva, hotărăște. Și dacă acela este în adevăr despre sine, are identitatea corectă, Dumnezeu este sursa lui de informație. Pe el se încrede în el și în legea lui și cuvântul său îi este hrană și viața. Însă, dacă portarul, acela care privește informația, e o minciună despre noi, atunci legea nu are nevoie pentru că se are pe sine ca măsură. Baza de evaluare acum ești tu însăți. Încredere, legătura, crezi că te încrezi în tine, dar de fapt te încrezi în șarpe și în oameni. Și atunci, informația șarpelui, de asemenea, puteți mânca din pomul interzis, o crezi, pentru că nu mai ești în pericol să fii, să mori. Și atunci introduci informația și ea te distruge. Nu a fost pomul, n-a fost acea al fruct care, i-au care mâncat ei, care i-a distrus viața. Lui Adam și lui Eva și pe noi toți. Ci este acea, acea informație introdusă, acea înșelare de sine, că am putea să trăim și din pomul interzis. Deci omul, înșelându-se pe sine, se ia prizonier și acum orice informație negativă îi va lua propria sa viață. Deci omul este prin această, această idee că El este Dumnezeu întotdeauna propriul lui dușman și mai devreme sau mai târziu. Dacă nu le elimină, acest dușman îl va face ca el însăși să se distrugă. Prin nelibertatea spiritului aducem boala în trup. Și David, în psalmul 51, spune foarte clar, Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea și am văzut că aceasta este moștenirea noi am moștenit o inimă nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea și cât timp o păstrăm cât timp lăsăm acel portal la ușă să ne aducă în viața noastră informația distrugătoare de sine nu vom avea nicio șansă de aceea avem nevoie de o schimbare a inimii. Dar pentru aceasta avem nevoie să înțelegem cum funcționăm. Avem două, nevoie de două feluri de informații. Legea, structura, funcția, nevoile. Ele sunt informații care se explică singure. Și spiritul, indiferent cât ar cerca, nu poate să schimbe. Așa cum ceva este construit, așa este. O poți să spui tu că pun butonul ăsta aici care când e în dreapta. Nu merge. Deci, eu trebuie să recunosc că, aha, aici este la, ce e buton, aici e camera, nu pot să schimb. E fixat. Și cu acel lucru eu pot să mă orientez. Iar Spiritul are nevoie de cuvinte, de gesturi, de imagini, de acțiuni care trebuie să le interpreteze, să le deslușească sau să, să le înțeleagă înțelesul. Pentru că ele pot fi interpretate așa sau așa. Și acum, în născuți în firea păcătoasă. Dumnezeu nu are altă soluție decât să ne ofere prin acele lucruri care sunt fixe, care rațiunea noastră le poate înțelege, să ne vedem că suntem în eroare. Pentru ca să putem să recunoaștem sursa corectă de informații. Informația și sursa sunt lucruri diferite, dar una fără de alta nu merge. Dacă eu mă încred în mine, în acel eu. Atunci, automat, și informația care vine aici de la Dumnezeu, tot o voi interpreta greșit spre propria mea distrugere. Dau un exemplu simplu. Textul din Geneza, unde Domnul zice nu este bine ca omul să fie singur. Și acum, cei care nu cunosc legea, nu cunosc ființa umană, nici nevoile ei, zic așa, da, omul era perfect, că am auzit nu de mult așa o predică și de aceea folosesc exemplul, omul a fost creat perfect, dar îi lipsea ceva. Aha. Dar avea nevoie ca cineva, de cineva care să fie, cum să zice, în opusul lui, adică să, să, fie, să aibă cu cine să comunice. Pentru că Adam când a văzut că toți animalele au câte un partener, el s-a simțit singur. Și acum, în firea păcătoasă, accentul este pus pe parteneriat. Pentru că e vorba de mine, am nevoie. În adevăr, acel text, când luăm după lege, e pus pe de ce să fie împreună, care e scopul lor să fie împreună. Și atunci, privind din firea păcătoasă, oamenii zic, și Dumnezeu ne-a creat pe noi că era singuratic să avea ceva, trebuia să aibă pe cineva cu care să stea de vorbă. Așa și Adam, săracul, nu putea să stea singur, avea nevoie de cineva să stea de vorbă. Nu. Adam a fost creat pentru un scop de a lucra. Și când a văzut că animalele au parteneri de lucru, el și-a dorit un partener de lucru. Nu ca să, că nu poate să stea el singur. Și da, Dumnezeu așa a făcut. Când lucrezi în parteneriat, te simți mai bine la lucru decât dacă lucrezi singur. De aceea i-a dat un ajutor potrivit, care să să, cu care să împartă puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea, dragostea, și împreună, cu forță dublă, să împlinească lucrarea la care au fost făcuți. În adevăr, vedem după lege scopul lucrării. În minciună, Vedem după înșelarea de sine parteneriatul ca fiind scop și fa ca fiind important. Când ăla doar este un mijloc pentru a împlini scopul. Și așa putem trece prin toată Biblia. Și dacă nu se schimbă asta, atunci o citești și o răstălmăcești cum vrei tu. Pentru că nu ai reper decât logica ta. Logica e bună, dar ea are limite. N-ai decât pe tine ca reper. Nu vezi, nu ai un reper extern pe care să zici, a, asta poate numai așa să fie și nu altfel. De aceea nu ne lipsește baza de evaluare, care în adevăr este Dumnezeu și sursa de informație minciună sunt oamenii. Încrederea în sine și în oameni. Și atunci, cuvintele oamenilor le voi crede, le voi introduce. Și ele, depinde ce informație preiau, aceea mă va distruge și îmi va strica viața. Deci, avem nevoie să înțelegem acest punct. Și acum, vrem să vedem în Psalmul 119 cum le aplicăm. Aici este Spiritul, am zis, legea și. Mărturia și una și alta vine de la Dumnezeu și atunci noi ne încredem în Dumnezeu și mărturiile Lui, cuvintele Lui le preluăm prin credință și trăim din acel cuvânt. Aceea ne determină acțiunea și umplarea cu El. De aceea, dacă în... citim la început că nu putem trece cauza timpului prin acest psalm, trebuie să studiem săptămâni și săptămâni întregi doamna, spicuim un pic, ferice de cei fără prihană în calea lor care umblă întotdeauna după legea Domnului e clar că nu poți fi fără prihană decât dacă legea lui Dumnezeu este viața ta ferite de cei ce păzesc lui, care îl caută din toată inima lor care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Deci vedeți, avem legea, ca eu să pot să umblu, am nevoie de cuvântul său, mă orientez după el și atunci umblu în neprihănire. Deci cum își va ține tânărul curată cărare? Îndepărtându-se, îndreptându-se după cuvântul tău te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă bat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea. Vedeți? Legea și cuvântul. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Spuneți-mi, de la cine putem învăța înțelepciunea? Înțelepciunea este dovada că ne guvernăm singur corect. Și veți vedea și în Noul Testament, citiți, studiați un pic ideea înțelepciunii. Pentru că Solomon spune, este tot ce poți să ai mai mult. Nu se compară nici aurul cu ea, nici averea, înțelepciunea. Este totul. Și de unde vine? Din lege și din mărturie. Din legea lui Dumnezeu și din cuvântul său, pe care trebuie să-l interpretezi. Și acum, și în psalmul acesta 119, dacă îl citiți cu atenție, veți ajunge la punctul acela în care psalmistul uh, se vede umilit. Când psalmistul își vede problema. Inimii sale și uh, strigă cu disperare. De ce? Pentru că prin circumstanțe, prin boală, prin ce și prin lege, Dumnezeu îi arată problema inimii sale. Pentru că nu putem cu inima aceasta să fim înțelepți. Înțelepciunea iese din inima nouă, din viața nouă a lui Hristos. O poți ține legea din firea veche, numai în firea cea nouă. Și înțelegerea aceasta, aplicarea aceasta în viața noastră, este hotărător. Deci, Dumnezeu trebuie întâi să ne aducă la acel punct al umilinței în care ne vedem nenorocirea. Și atunci putem striga, cum strigă și el, al tău să mântuiește, tu versetul 94, căci caut poruncile tale. Deci, el este foarte interesat în Dumnezeu. Nu vom striga niciodată din toată inima, cu toată puterea spre Dumnezeu, pentru mântuire, decât când înțelegem decăderea inimii noastre. Și datorită că noi o credem, ne luăm după ea și de aceea ființa noastră este distrusă. Și cu cât avansăm mai mult în viața noastră de înțelepciune, vedem acest lucru tot mai mult. Vedem cum ne strică viața, și ne dorim nimic altceva decât să fim doar în adevăr despre noi. Deci, acest, acest drum, această cale, necesită o lucrare internă și o perseverență, și cu orice preț, să nu dăm niciodată gândului disperării sau a eșecului loc, adică să-l imediat când apare îl șidem afară. N-are ce căuta în viața noastră. Noi umblăm prin credință și prin credință am ajuns aici și prin credință vom ajunge la mântuire. Dar e o credință Într-o informație clară, trăiesc din cuvântul lui pe care acum din această îl înțeleg tot mai bine. Și când mă mai păcălește această fire pentru că încă nu e moartă de tot și atunci nu mă dau bătut, ci zic, o, oh, bine că mi-a descoperit-o, acum ea este pusă deoparte și eu pot să umblu liber de ea. Înțelepciunea, să știți, este acel lucru care e fain. A -ai cum să-l ai decât dacă cunoști legea, dacă ceva mi-a echilibrat gândirea, a fost tocmai înțelegerea legii și a ființei umane. Și Acolo învăț. Nu pot să zic că am ajuns, dar mă bucur. Tot mai mult realizez gândirea mea, gândurile mele. Să le pot cerceta dacă ele sunt adevărate sau mincinoase. Dacă vin de aici sau dacă vin de aici. Și mă bucur că cu cât trăiesc mai mult, și asta crește. Devii un om mai echilibrat, gânditor, chipzuit. Gândești pe dinainte. Nu mai te plafonezi așa ușor când lucrurile nu merg cum trebuie. Ci ai acea înțelegere că Dumnezeu este în controlul acelor lucruri. Ai o luptă de dus. Dar acea luptă este cu încredere. Și va aduce un sfârșit care îl explică Iacov, în capitolul 3, de la versetul 13: Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună? faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Nu no, dacă cineva este irațional, iracio eu nu e înțelept. Dacă cineva este iute din firea sa, nu este înțelept, pentru că nu are controlul. Înțelepciunea este pentru că ai control asupra ta însăți, să știi de unde faci ce faci. Este ceva în tine care unde știi cum să te guvernezi. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Iată, ăsta e adevărul, asta e minciuna, asta este izvorul înțelepciunii pentru că se ia, se alimentează din Dumnezeu, ăsta este izvorul prostiei. Pentru, pentru Solomon există doar două categorii de oameni, cei înțelepți și cei care sunt neînțelepți și el, el, îi numește nebuni. Și dacă ne uităm la viața noastră, cum oamenii astăzi trăiesc, nu avem alt cuvânt mai bun decât nebun. Nebun. Pentru fiecare aleargă de nebun, fiecare este în, în cum să zic, într-un într spirit de nebunie. Și acest spirit de nebunie dovedește că nu alergăm pe calea cea bună, ci suntem departe. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică și roada neprihănirii este semnată, semănată în pace pentru cei ce fac pace. Noi putem învăța înțelepciunea de sus. Ea ne va duce multă satisfacție în viață și ne va scăpa și de multe suferințe care ne facem singuri. De aceea, haideți să ne cunoaștem bine ființa. Așa cum și-o cunoștea și David, care a scris acest psalm 119. Și să fim în controlul vieții noastre, pentru că cunoaștem legea și interpretăm mărturia în mod corect. Amin.